Da. Am găsit o problemă și am și constatat ceva. Nu mă duc la niciun concurs în care să vorbim. De ce? Sau colegi. De ce? E greu. Păi și când e greu, tu fugi? Auzi, Dania. Dania, noi am mai discutat. Când e greu, e frumos. Asta. Și dacă facem antrenamentul zi de zi, ne păstrăm într-o formă bună. Yes. Sigur că aici ai înțeles aici de ce lucruri la problema asta. Că sunt și probleme la care rezolvarea se face prin negația concluzii. Normal. Da? Metoda reduce la absurd. Asta merită reținut aici. Metoda reduce la absurd. Deci negăm concluzia. Le spune că n-ar fi așa. Am găsit una foarte frumoasă. Da. Și uitați cum spune, deci nu ne dă voie să schimbăm, da? Rog. Este de la liceul de Cantemir, Iași, din tot din 2002. Da. Dar nu are 2002 în ea. Nu contează. Puneți între cifrele 5, 4, 3, 2, 1. În această ordine. Deci puneți între cifrele 5, 2, 5 4, 3, 3, 2, 1. 2, 1, în această ordine. Deci în această ordine. Da. Semne ale operațiilor aritmetice, adică împărțirea. Da. Și eventual paranteze pentru a obține rezultatele 0, 1, 2 și 3. Pentru a obține pe rând rezultatele. Da. O dată să fie 0. 0, 1 sau 1, 2 sau 3. 2 sau 3. Deci putem folosi paranteze. Trebuie să folosim, să facem 3 greșiții de astea. Una, două, trei, patru ai ieșit, da? Patru. Păi, mă gândesc că pot să fac. Am găsit. Ca să îmi dea zero. Cum? 5 plus 4. 5 plus 4 în paranteză. 5 plus 4 în paranteză. Deci 5 plus 4 într-o paranteză. Împărțirea 3. Da. Minus 2, minus 1. Și va fi egal cu 0, pentru că fac 9 împărțit la 3. Da. Adică 3. 3 minus 2, 1 și 1 minus 1, 0. Perfect. Deci este o variantă. Perfect. Asta pentru 0. Reluăm din nou. Da. 5, 4, 3, 2, 1. E egal cu 1 acum. Oh my gosh. Stați, trebuie să mă gândesc. Sigur. Am voie. Obligatoriu. Deci în această ordine n-am voie să le schimb. Așa, adică pui paranteze și semne. Da. Poți să pui și paranteză pătrată, nu? Sigur, toate parantezele cu putință. Acolade, tot ce vrei tu, numai... Important este ca în final să le dau 1. Și am voie să le și repet? Nu știu, poate să-mi dea 1. Hai. Deci, așa. 5 minus paranteză rotundă, 4 minus 3. 4 minus 3 pun în paranteză, da? Da. Minus 2, minus 1. Minus 1. Egal 1. Pentru că 4 minus 3, 1. 5 minus 1, 4. 4 minus 2, 2. Minus 1, 1. Am mers, da? Da, ai voie să repet semnele? Asta întrebam. Am voie, pot să pun în care vreau. Nu sunt semnele. Ia mai citești. Deci, puneți între cifrele 5, 4, 3, 2, 1 în această ordine, semnele ale operațiilor aritmetice. Atât. Și eventual paranteze pentru la... Da, am înțeles. Deci poți să pun oricare. Da, am înțeles. Acum cu 2, nu? Se vedea 2. 5, 4, 3, 2 și 1, da? Stați, mă gândesc. Eu de obicei trebuie să o văd clar. M-am gândit la o altă chestie care să-mi dea 1. Da, am las.
Gata. Deci, o să fac 5 plus 4 minus 3 ori 2 minus 1. Minus 3 ori 2 minus 1. Va fi egal cu 2 pentru că 5 plus 4, 9, 9 minus 6, 3, 3 minus 1, 2. Bun. Bun. Și acum cu 3. Mai ai? Dar până cât? Trebuie să fac, 1, trebuie să-mi 0, dea 0, 1, 1, 2 și 3. 3. 5, 4, 3, 2, 1 și 3. Sunt de a 3, da? Da. Cred că am găsit. Te rog. Deci, paranteză rotundă. Da. 5 minus, deci nu, paranteză pătrată. Da. 5 minus 4, așa, 5 minus, paranteză rotundă. 5 minus 4 în parte rotundă. Da. Minus 4, minus 3. Da, minus 3 plus 2. Închidem paranteza rotundă, închidem paranteza pătrată plus 1. Unde e rotunda? Unde e? După... Tot la sfârșit? Nu, după 2. După 2, asta închidem pătrată. Închidem paranteza pătrată plus 1. Plus 1. Și o să am 5 minus 4 minus 3 care dă 1. Asta, deci nu închideți paranteza rotundă după 4, zice. Nu, o, deci o deschideți, o deschideți la 4 și o închideți după 2. A, 5 minus 4 minus... Așa, și 4 minus 3 care dă 1, 1 plus 2, 3. 5 minus 3, 2 și cu 1, 3. Cred că e bine, nu? Deci 4 minus 3, 1 plus 2, 3. 5 minus 3, 2 și cu 1, 3. Bine. Sunt mai multe variante. Da. Aș găsi mai multe. Dar e important că am găsit cu 1 o grămadă, am găsit și cu 2 mai multe. Deci 5, 4, 3, 2, 1, 5 minus 4 plus 3 minus 2 plus 1. Tot 3 dă. 5 minus 4, 1, 1, asta a fost ceva ușor. 3 minus 2, 1, 4, 4 minus 2, 2, 5 minus 2, da. Nu, mă, am făcut 5 minus 4, 1, 1 plus 3, da, 4, 4 da, minus 2. Da, înțeles, tu ai luat în ordine, dar eu zic, ăsta face 1, ăsta face 1 și 1, 1 și 1, 3. Da. Am avut job să fac mai cop. Bine, iată că am găsit. Iată că a venit clasa 7. Nu. A venit clasa 7? Da, nu mai am, până una alta, puteți să mai faci mai un exercițiu. Mai faci un exercițiu. Stați să căutăm unul frumos. Da. Că n-am. Sunt niște oameni frumoși. Vreți să dăm să termine un număr alt din fond? Sau pur și simplu? Hai să zicem așa. Să se găsească numele de două cifre, AB plus BA, AB plus BA, AB plus BA egal cu 44. Egal cu, nu 44, cu 11. Ați greșit. De ce? Chiar își luam încă 30. Tot ce pot să spun
este că B trebuie să fie mai mare decât 0 și A trebuie să fie mai mare decât 0. Deci nu pot. Atunci hai să zic 44 sau 55. A poate să fie A, poate A și B. A poate să fie 1, celălalt 4, 2, 3, A să fie 1, 3, 2, și 4 și apoi 1. Deci A, 1, 2, 3 și 4 și B, 4, 3, 2 și 1. Pentru că atâta se poate. Asta se poate. Eu aș fi făcut așa, tu ai dreptate că le-ai găsit repede. Da. Însă aș fi zis așa, 10A plus B plus 10B plus A este egal cu 55, da? Ceea ce ar însemna, echivalent, 10A și cu un A face 11A plus 10B și cu un B face 11B egal cu 55, da? Uite, dar a fost metoda simplă. Da, Daria, dar vreau să da, zic... Da, dar uite, 11 pe lângă A plus B, deja vorbim despre dacă, altceva. Dacă îți dădeam, să zicem, 99 sau mai mult de 99, ar fi fost mai greu să le găsești pe toate. Dar așa trebuie să gândim în astfel de ghișit. Ce ar însemna? 11, dăm un factor cu 11 pe lângă A plus B, egal cu 55. Împărțim totul prin 11 și înseamnă că A plus B, A plus B egal cu 5. Ei, de aici aplec. Și aici suntem toate variantele. Da. Ce numere adunate fac 5. Ai auzit? Gata, că nu mai e atent. Da? A egal cu 1, B egal cu 4, 2, A egal cu 2, B egal cu 2, cu 2, cu 3, cu 3, da. A egal cu 3, B egal cu 2 și A egal cu 4, B egal cu 1. A egal cu 4, B egal cu 1. Da? Și în felul ăsta le avea de... Era la redactare, că tot mai spuneai tu, exact, cum redactă. Exact, aici eu de foarte multe ori, de foarte multe ori avem greutăți. Să insist. Mi se pare că ea nu vrea să desfacă AB-ul ăsta barat. Am senzația că ea refuză să-l desfacă. Da, așa este. Nu înțelege rostul. Zice, exact. 1, 2, 1, 3, da. Sau 1, 4, 2, 3, suma să fac 5. Că mă trebuie și tu. Hai. Ne oprim aici. La revedere. Facem sinteză? Să facem sinteză, dar ce a fost la sinteză? Deci am făcut două exerciții cu ordinea efectuare operațiilor paranteză. Da. Zile. Ore. Două puncte. Aș zice că am avut exerciții. Și cu ordinea. Prăjiturile de acolo. Ordinea efectuării. Fără tort, v-am luat prăjituri, ca să mâncați mai ușor. Ordinea efectuării operațiilor. Parantezelor. Și a parantezelor. Da. Problema aceea cu presupunerea. A, cu tatăl, cu fiii, cu anii. Așa, și... Apoi, aici am făcut descrierea în baza 10, că ești ăsta. Da. În baza 10 a unor numere. Numere. Lăsați-le și la ceilalți. A fost, iarăși, ce a mai fost... Exercițiul acela cu tatăl și cu fiii. Da. Două probleme interesante, da? Două probleme... Interesante, corect. Interesante. La revedere! La revedere!